Ziua Limbii Române, primul sunet și multe alte evenimente sociale și culturale au marcat această săptămână. Bine v-am găsit, sunt Nicoleta Toacă și vă dau întâlnire la Vocea Basarabiei să facem împreună retrospectiva săptămânii. Iată care sunt titlurile ediției. Republica Moldova a celebrat Ziua Limbii Române. Președinta Maia Sandu, alături de alți oficiali, a transmis mesaje pentru toți cei care gândesc, vorbesc și iubesc în limba română. Aproximativ 500 de oameni și-au testat cunoștințele la limba română în cadrul dictării naționale. Deficit de peste 300 de profesori în școlile din Chișinău în noul an de studii. Bookfest a revenit la Chișinău cu o colecție impresionantă de peste 30.000 de titluri de carte. Astăzi este ultima zi când puteți vizita salonul de carte. Vineri a sunat primul clopoțel în toate școlile din țară. Îmbrăcați la 4-ace, mii de elevi s-au aliniat la careurile de început de an școlar. Elevii spun că au așteptări mari. După o vacanță plină de peripeții, elevii de la Liceul Teoretic Prosucces din capitală au revenit în sălile de clasă. Spun că le-a fost dor de școală și sunt nerăbdători să pornească pe un nou drum, cel al cunoștinței. În prima zi de școală, elevii au cântat, au recitat poezii, cei mai emoționați fiind elevii din clasa 1, care au pășit pentru prima dată pragul școlii. Elevii clasei 1-a B, învățătoare Neamu Cristina. Am să învăț cum se citesc, cum se scriu și să socot, toate am să le pot. Că ce-a vrea să știți, copii, sunt eleva în clasa 1. Ei ziceam mama ca să aștepte cedarul, că ne place foarte tare ca să citesc abecedarele. Dar și cum îți pare, e greu, vei învăța mult din el, da? Nu. Nu. Așa, cu măsură, da? Dar tu ai așteptat? Da. Și îți place cel mai mult la acest abecedar? Să citesc. Îți place să citești? Da. Înseamnă că ai așteptat mult abecedar? Da. E prima ta carte în noul an școlar, primul an școlar. Da. Așa. Dar ție îți place să citești? Da. Cât de mult? Așa. Cei mai emoționanți au fost totuși părinții. Primul copil și emoțiile mari. Dar ne vom descurca. E o treaptă normală, esențială în viața fiecărui copil și părinte. Emoțiile sunt bine așteptate, sunt emoții, ca de fiecare dată. E pentru prima dată în clasa 1, primul copil și desigur că sunt emoții mari. Mi-aduce aminte și de mine și aș vrea să mă întorc tot în perioada aceea, sincer să spun, să fiu iarăși copil. Să-i placă, să meargă, să aibă rezultate bune și... Eu sunt fericit, adică să văd că crește. Avem foarte mulți emoții. Primul copil se duce în clasa 1 și ca și copil are emoții, așa și eu am foarte mari emoții. După care elevii au mers la prima oră din noul an de studii, genericul acesta ea fiind Moldova Europeană. Și le-a predat această lecție Ianis Majesc, ambasadorul UE în Republica Moldova. Întrebat cum s-a simțit în postura de profesor, acesta a răspuns. 1st of September is always very beautiful in this part of the world because people are, children are dressed up and excited about the first school day. And of course I love meeting the young people because we have these European lectures all over the country across the year. So I was happy to have yet another experience with young people of Moldova asking very good, very interesting questions and hoping to provide answers that will bring them also closer to the European Union. Elevii își doresc integrarea europeană și de aceea au pus tot felul de întrebări. Am întrebat dacă Transnistria și conflictul de acolo va afecta intrarea Moldovei în Uniunea Europeană și am primit răspunsul că de fapt chiar dacă este un lucru asupra căruia trebuie să lucrăm, nu va afecta atât de mult intrarea noastră acolo. Și cum a părut ca profesor Ianis Majei? Mi s-a părut un profesor bun, cred că dacă am avea mai multe lecții de genul cu el, ar fi foarte interesante și am învățat mult mai multe lucruri. Eram sigur că Uniunea Europeană ar face orice să lupte pentru Moldova, ca ea să se integreze. Acum, adică sunt mai sigur de asta și știu că Uniunea Europeană o să ne ajute să fim o țară mai bună. V-a părut ca profesor Ianis Majei? Un profesor destul de bun după mine. Această țară este una dezvoltată. Și
cred că în scurt timp ne vom uni și noi cu Uniunea Europeană. Lecția care a fost predată a fost destul de interactivă pentru noi elevii, deoarece ne-a învățat multe lucruri, ne-a dat răspunsuri la multe lucruri care ne vor ajuta în viitor pentru dezvoltarea țării. Directorul Liceului Teoretic Pro-Succes Nadia Cristea spune că a fost o onoare ca în această zi importantă să-l aibă oaspete de onoare pe ambasadorul lui în Republica Moldova, Ianis Majeisc. Copiii sunt reflexia părinților și reflexia profesorilor. După mine, copiii noștri sunt cei mai buni și cei mai frumoși și ați văzut cu câtă perspective au formulat întrebările. De altfel, ei au știut devenirea excelenței sale doar aseară printr-un mesaj. Propunerea a venit de la cabinetul ambasadorului, propunerea a venit de la dânsii, au fost informați dacă putem să petrecem această oră împreună cu ambasadorul Uniunii Europene. Desigur că nu putea să fie un alt răspuns decât da. În Republica Moldova, astăzi și-au deschis larg ușile peste 1200 de școli în care învață circa 300.000 de elevi. Republica Moldova a celebrat Ziua Limbii Române. Cu 34 de ani în urmă s-a revenit și la grafia latină. Președinta Maia Sandu, alături de alți oficiali, a transmis mesaje pentru toți cei care gândesc, vorbesc și iubesc în limba română. Locul ei este demn în rândul statelor lumii, a menționat șefa statului. După 34 de ani, când sute de mii de oameni au cerut în Piața Marii Adunări Naționale declararea limbii române drept limbă de stat, precum și trecerea la grafia latină, avem bucuria de a ne sărbători limba într-un mod cu totul special. Cu toate acestea, studenți, scriitori, oameni de artă, matematicieni, profesori au avut curajul și au cerut cu voce tare dreptul la limbă, la viitor și demnitate de neam, alături de alți peste 27 de milioane de oameni de pe glob. În Republica Moldova vorbim limba română, una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, a menționat Maia Sandu. În Uniunea Europeană, acolo unde vrem să ducem Republica Moldova, limba română are un loc respectat și nimeni nu riscă să fie pedepsit pentru că vorbește limba maternă. În Uniunea Europeană, toate limbile și toți cetățenii sunt egali. Limba română este oglinda istoriei noastre, declară Nicu Popescu, ministrul de externe al Republicii Moldova. Șeful diplomației de la Chișinău îndeamnă să o îngrijim și să o promovăm. Astăzi să ne bucurăm de bogăția limbii noastre prin citire, scriere, conversații și poezii. Fie ca această zi să ne amintească de puterea pe care o are cuvântul de a uni oameni și de a transmite emoții profunde. A scris pe pagina sa de Facebook șeful diplomației de la Chișinău. Pe 31 august, Palatul Cotroceni din România va fi iluminat în culorile drapelului național. Președintele Klaus Iohannis transmite cu acest prilej un mesaj postat pe site-ul președinției României. În prezent, responsabilitatea de a păstra și de a îmbogăți limba ne aparține. Trebuie să apreciem diversitatea și creativitatea limbii noastre, dar și să conștientizăm importanța de a o menține nealterată și respectată. Să o folosim așadar cu grijă și atenție, pentru ca urmașii noștri să se bucure de aceeași comoară pe care o prețuim noi astăzi. De Ziua Limbii Române, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Kent Logston, a adus un omagiu deosebit limbii române. Diplomatul a recitat împreună cu poetul Vasile Romanciuc versurile din poezia De parcă te ascultă Eminescu, scrise de Vasile Romanciuc. Asemen ramolui ce ține, lumina fructului în pom, cuventului oso sfânt pe care trăiește sufletul în om. Au, poți să-ți uiți pe o clipă graiul, au, poți să-l treci la amintiri, fără de grai ca fără casă, cum să trăiești, cum să respiri. De Ziua Limbii Române, Vocea Basarabiei a întrebat cetățenii întâlniți în Gara de Nord din municipiul Chișinău ce semnificație are pentru ei ziua de 31 august. Ce poate să fie mai frumos decât limba noastră? Asta sărbătoare mare, ziua limbii noastre, foarte important. E ziua limbii, are o sindicație oricare, cred că eu mă gândesc. Am dobândit limba română, este, ceva este. E limba română, aia asta, e, în Moldova s-a schimbat la română. E o zi națională, ziua limbii.
20 de oameni de naștere. Felicitări! Mulțumesc! Îmi pare bine că se sărbătorește, fiindcă noi mult am suferit pentru a ne păstra limba și acum încă suferim, știți, cum, când nu suntem respectați la noi în țară. E una majoră. Țin minte foarte bine cum la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, participam la demonstrațiile corespunzătoare ca limbii române să-i se acorde statut de limbă de stat. Hărțuiala miliției sovietice, o țin bine minte, așa că pentru mine această zi are o conotație chiar sfântă, aș putea afirma, fără să încerc să fiu pompos sau, știu, bombastic. Cum procedați în cazul în care este un grup de moldoveni, vorbesc toți română, dar este cineva la o lingvă care vorbește, de exemplu, rusă? Mă strădui de fiecare dată să vorbesc cu persoanele al o lingvă în limba română, chiar dacă observ foarte clar că lucrul ăsta nu place de foarte multe ori. Îl ajutăm, vorbim rusă, adică da, când trebuie vorbim română, când trebuie de ajutat vorbim rusă. Noi trebuie să vorbim în limba noastră, dar dacă sunt momente când persoana are interes, ceva noi putem să traducem, nici problemă. Încercăm să vorbim cu el în rusă, dacă nu cunoaște limba română. În genere, nou ne e specific asta moldovenilor, dar trebuie să ne debarasăm de acest fapt, fiindcă și vorbitorii de limba rusă au nevoie. Ei, în ultimul timp, ei singuri ne roagă. Băieți, discutați în română că noi avem nevoie să învățăm limba. Limba română eu nu schimb pe nimeni. Limba mea, limba mamei, limba... Nu schimb, dar ei trebuie să înveți. Dacă trăiesc în Moldova, trebuie să înveți și trebuie să respecte legile noastre. Noi moldoveni de atât suferim. Că dacă eram 10 moldoveni sau români și vorbim română și era unul de vorbitori de limba rusă, noi automat trecem la limba rusă. Cred că i-aș explica cumva. Nu știu. Oricum, care vor învață limba română, chiar dacă vin în țară la noi, care vor, dar nu toți vor. Ce părere aveți despre aceste inscripții de numire unor localuri care sunt în altă limbă, în engleză, franceză sau rusă și nu în română? Chiar nu știu. Cred că ei decid cine acolo e localul, dar cred că în Moldova ar trebui să fie totuși limba română. În Turcia acolo tot în trei limbi și-a descris. Nu-i problemă. Suntem o țară primitoare. Noi trebuie să atragem cu acești turiști. E negativ, fiindcă trebuie să fie o limbă, o aceeași, dacă e română, română să fie, să nu mai fie și alte limbi, fiindcă nu-i bine. Pentru mine nu e o diferență aici, că dacă e scris chiar și în altă, și în rusă sau în engleză, sau, nu e o diferență. Nu sunt negativă. Acum lumea... În țara noastră cunosc multe limbi și dacă e scris în engleză sau... Da, nu m-aș supăra. De la mic la mare, oamenii și-au testat cunoștințele la limba română în scoarul Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu din Capitală. Am venit aici din dragoste, în primul rând, față de limba română, au afirmat participanții. Învingătorii vor fi premiați la începutul lunii septembrie. Scriem! În inima Europei de Est, pe meleaguri binecuvântate de soare. Textul pentru dictare a fost selectat în baza unui concurs de eseuri la tema De ce Republica Moldova trebuie să fie parte a Uniunii Europene. Eseul câștigător a fost al studentei Marina Borș. Fiind o persoană care dorește să devenim și noi parte în sfârșit a Uniunii Europene, mi s-a părut extrem de atractiv, având niște cunoștințe și din drept, am zis, de ce nu? Crezi, de ce ți-a reușit să cucerești inimile celor care au organizat? Pentru că am avut un argument puternic, pentru că am scris cu suflet și pentru că cred în ceea ce scriu. Participanții spun că este datoria fiecărui cetățean al Republicii Moldova să promoveze limba română, iar cât privește eseul, afirmă că s-au regăsit în fiecare frază scrisă de Marina Borș. Republica Moldova trebuie să devină parte integrantă a Uniunii Europene, aspirație care ar putea transforma nu doar destinul acestei țări, ci și sufletele noastre.
Asta ne dorim și noi. Vai, a fost un mesaj foarte emoționant. Chiar la început, când textul a fost dat citirii, am lăcrămat un pic. Astfel de dictări ar fi bine să fie organizate 3-4 ori pe an. Mi-a părut foarte interesant, fiind cetățean Americii. Pentru mine a fost cam greu, dar mi-a plăcut experiența și este un fel de practică. Pentru mine, limba română înseamnă casă și familie și o experiență frumoasă, pentru că sunt în Moldova și îmi place să vorbesc și să comunic în limba română. A fost o experiență inedită, execuția din partea ministerului a fost sublimă și dictarea mi s-a părut extrem de interesantă. Este datoria mea ca tânără să promovez limba pe care strămoșii noștri, pentru care strămoșii noștri au luptat și este misiunea mea, este o datorie față de națiunea mea. Fiecare care sunt prezenți aici pledează pentru Uniunea Europeană și respectiv fiecare se regăsește, fiindcă limba română este patrimoniu cultural al Republicii Moldova. Fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să vorbească o limbă pură, limba română? Exact, fiindcă este moștenită de la strămoșii noștri, getodaci, au luptat pentru suveranitatea noastră. Eu nu am învățat în școală limba română, eu am învățat limba moldovenească. Mi se pare că exact după noi s-a introdus limba română, dar am studiat-o, cu siguranță am restudiat-o de sine stătător și cred că m-am descurcat, a fost ca un examen pentru mine. Astăzi am venit aici să susțin că limba română trebuie să o vorbim și să o scriem corect și să ne mândrim cu această limbă melodioasă și frumoasă. V-a părut dictarea pe care tocmai ați încheiat să o scrieți? Textul a fost foarte, cu un conținut foarte frumos, un conținut care chiar ne-a sensibilizat. Vreau să promovez limba română, vreau să mă asigur încă o dată că, indiferent de vârstă, profesie, oamenii sunt interesați și doresc să ajungă la o română curată. Îmi pare că sunt la un examen, un examen foarte important al limbii noastre. Unul dintre participanți a fost deputatul PAS, Radu Marian, care a decis să celebreze astfel limba română. E important ca fiecare să cunoască, nu doar pentru ca să poată să comunice, dar și pentru a cumva a se simți partea a comunității acestei țări. Marea dictare națională ar trebui să devină tradiție, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Să promovăm studiul limbii române, să celebrăm limba română și în același timp anul ăsta și subiectul eseului a fost selectat unul care se ține de integrarea europeană, ori sperăm foarte mult să reușim să deschidem negocierile în acest an și atunci în ajunul sperăm noi aceste noutăți bune, am decis să combinăm și acest aspect. Am fost cu toții victimele unui regim care oricum nu a reușit să închidă gura dorului de spiritualitatea românească. Astăzi suntem prea confortabili, iar ardoarea de cândva de a face muzică patriotică nu mai este la modă. Interpretul Cristofor Alde Teodorovici vorbește despre părinții săi, Ion și Doina Alde Teodorovici, duetul care a luptat pentru același ideal național și care au dat voce mișcării de eliberare națională, fapt pentru care au plătit cu propria viață. Părinții mei, cu Grigore Vieru, cu ceilalți poeți cu care am mai colaborat, Dumitru Matkovski, cu Ion Hădârc, Adrian Păunescu, mai ales cei care erau de la noi din Republica Moldova, din fosta RSSM, au suferit mult, mai ales țin minte maică mea cu bunicii, trebuiau să ascundă cărțile și chiar vorbeam ieri cu muzicienii în pregătiri pentru Ziua Limbii Române, pentru 31 august. Le arătam deci drafturile sau versurile originale pe hârtie scrise de Grigore Vieru și editate de maică mea. Multe din ele erau dedicate limbii române, dar scrise în chiriliță, pentru că nu aveai voie, în primul rând, să ai o mașină de tapat cu caractere latine. Și e ciudat să vezi manuscrisul
versului pentru piesa Eminescu scris în chiriliță. Au fost promotorii unirii Moldovei cu România și au optat pentru revenirea la limba română și la grafia latină. Acest lucru este evident și în cântecele acestora care susțin un patriotism profund, cum sunt Focul din vatră, Suveranitate sau Piesa pentru ea. Cristofor își amintește că în casa lor s-a cântat mereu, iar emoția se regăsea în fiecare vers. Ne adunam la noi acasă și veneau Arșinel, Ieru, toți și din România, Tudor Gheorghe, și ei cântau. Cântau până dimineața, era un fel de cenaclu, cum avea Adrian Păunescu, sau șezătoare. Și mie îmi place până acum să cânt aceste piese la mese, unde sunt oameni simpli, nu să vin la evenimente să cânt, dar să stăm la masă și să cântăm cu toții, mie mi se pare că devenim mai buni. Și mereu sper că poate pot să trezesc un grăunte de durere și de bucurie pentru spiritualitatea neamului nostru, pentru că puțin ne mai unește în ziua de astăzi. Eu asta și spuneam, poate nu e atât de importantă unirea, cât important noi să fim uniți, pentru că deseori suntem dezbinați. Podul de flori a fost prima încercare de a înfăptui unirea românilor aflați de o parte și de cealaltă a Prutului. La distanță, interpretul spune că sentimentul de acasă îl are și în România, iar dorul de frați a rămas același. Emoțiile au rămas cele mai mari totuși când trec hotarul, indiferent câți ani au trecut, că deja au trecut peste 30 de ani. Pentru mine, de fiecare dată când trec vama spre România, și mai ales să am vreun spectacol, e un moment în care aș putea să le arăt celor de peste Prut, fraților noștri, dorul pe care l-am avut atâția ani și care mai este. Da, bineînțeles că e o stare când pleci în America la diasporă și pleci și în Franța sau în alte țări, dar cert e că ador România mare, să-i spunem așa, țara românească, și în același timp încerc să nu uit și de Moldova, pentru că și aici lumea în sate e amărâtă și jinduiesc și ei după spiritualitate. Doina și Ion Alda Teodorovici au lăsat în urma lor o adevărată comoară artistică dedicată limbii române și tricolorului. Unele piese din repertoriul lor le cântă astăzi Cristofor. Recunoaște că nu este ușor. Momentele astea de durere copilărească, atunci când tu nu mai poți cuprinde mama și tata, le simți în cele mai neașteptate crize sufletești. Asta alimentează și repertoriul pe care eu de fiecare dată când ies în scenă, eu mă și bucur, dar eu mor pentru ei. Eu cânt Suveranitatea, de exemplu, eu mor pe scenă acolo. Deci practic nici nu cânt, e o durere pe care continuu o simți. Alda Teodorovici și-au pierdut viața în urma unui cumplit accident rutier în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992, în timp ce se întorceau de la București la Chișinău. Ion Alda Teodorovici a scris peste 300 de cântece patriotice, lirice și pentru copii. Printre cele mai cunoscute piese care vor rămâne pentru totdeauna în inimile românilor de pretutindeni se numără Maluri de Prut, Suveranitate, Eminescu, Trei Culori, Limba Română, Pentru Ea sau Reaprinde-ți Candela. Avem o țară bogată cu oameni talentați. Artistul plastic Galina Vieru spune că despre Moldova se vorbește tot mai des în țările UE. Oriunde merge, este apreciată pentru talentul său, dar și pentru lucrările prin care ilustrează țara. Pune accent pe tradiția satului românesc. Până pe data de 19 septembrie, aveți posibilitatea să admirați albastrul din expoziția Galine Vieru, bijuterii din Humă, în orașul Bălți. În creația mea reflect linia arhitecturii vernaculare, subiectul viei, și atunci când un om
vede aceste părți, componente ale culturii noastre în pictură, cumva le redescoperă într-un fel mai deosebit și vine mai aproape de ceea ce mi este scump mie ca autor, ca creator de valoare și iată așa, pas cu pas, mă străduie cumva să captez atenția publicului asupra caselor albastre, asupra elementelor ornamentale care sunt părți componentele decorului acestora, asupra poveștii fiecărui prag care a rămas singur. Creativitatea nu are pauze, călătorește dintr-un capăt de țară în celălalt în căutarea frumosului. Noi avem un tezaur arhitectural deosebit de bogat și de frumos, o dovadă fiind și această bijuterie arhitecturală care este în municipiul Chișinău, în satul Goian, și încă este vie în picioare și sper foarte mult autoritățile să atragă atenția la astfel de case pentru a le păstra, ca să fie transmise ca o moștenire valorică următoarelor generații. Intenția mea este să vă mulțumesc de ceea ce este frumos, de ceea ce este cu adevărat autentic și poate cine știe, cândva revenim în casele noi, în arhitectura modernă, să folosim elemente de decor care semnificau fel de fel de chestii care ne ajutau pe noi sau pe oamenii celor vremuri să trăiască mai liniștit. Cel mai important este că admiratorii lucrărilor sale percep sinceritatea pe care o transmite pânzelor create cu drag. Fiecare lucrare generează emoții, spune Galina Vieru, iubește țara și oamenii acesteia. Pentru mine, Moldova este casa mea, este al meu cel mai iubit acasă, cu toate că atunci când trec prutul, tot mă simt acasă. Și îmi doresc din tot sufletul ca toți cei care au plecat să vină așa un timp și un moment ca să revină la patrie și să o ridice, să participăm cu toții la consolidarea independenței noastre adevărate, să vorbim limba română la noi acasă, să vrem să dăruim valori și să facem parte din ele și la fiecare sărbătoare în care figurează Republica Moldova să ducem cu mândrie acest nume în toată lumea. Talentul său este răsplătit cu un renume internațional. Fiind desplecată la expoziții peste hotare, spune că publicul este fascinat de frumusețea Moldovei. De câte ori merg în Europa, cei de acolo sunt uimiți de faptul că noi avem artiști talentați, nu doar în domeniul artelor plastice, dar în toate domeniile posibile ale culturii. Republica Moldova este văzută altfel. Este văzută mai liberă, mai îndrăzneață, mai încrezută în sine, mai plină de putere și de forță. Este văzută ca o țară care merge spre schimbare și astfel și noi artiștii suntem întâmpinați cumva altfel. Se deschide ușa altfel. Suntem doriți în Europa. Până pe 19 septembrie aveți posibilitatea să admirați albastrul din expoziția Galinei Vieru din orașul Bălți. Galeria este deschisă publicului larg de marți până vineri, între orele 8:30-17, iar sâmbătă de la 8:30 până la 15. Deficit de peste 300 de profesori în școlile din Chișinău în noul an de studii. Primăria a solicitat Ministerului Educației și Cercetării delegarea tinerilor specialiști în cadrul instituțiilor educaționale din municipiu. Totuși, din cele peste 500 de cadre didactice solicitate, ar fi fost repartizate doar 204. Am făcut o solicitare pentru 547 de tineri specialiști, însă au fost repartizați doar 204 specialiști la ziua de astăzi înregistrați în cadrul instituțiilor de învățământ. Din păcate, avem doar 80 de persoane. Astfel, și acest an școlar îl începem cu un deficit destul de mare de cadre didactice. Anterior, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a anunțat despre faptul că subiectul discuțiilor pentru prima oră de dirigenție, care are loc tradițional în data de 1 septembrie în toate școlile din țară, va fi despre integrarea europeană a Republicii Moldova. Respectiv, profesorii vor trebui să elaboreze un mesaj educațional pentru prima oră. În anul precedent, elevii au discutat despre eroii căzuți în războiul de pe Nistru. Conform datelor prezentate de minister în luna iulie, în instituțiile de învățământ din Moldova lipsesc circa 2000 de cadre didactice, menționând că doar 25% dintre absolvenții universităților pedagogice aleg să lucreze în școli.
Cadrele didactice, părinții și comunitățile locale joacă un rol esențial în dezvoltarea copiilor și chiar dacă o bună parte din timp elevii îl petrec la școală, familia nu trebuie să lase educația pe seama profesorilor. Vocea Basarabiei a căutat să afle de la oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei câtă importanță acordă ei educației copiilor. Fundamentală în familie și în societate. Educația este totul pentru lumea în care trăim. Educația, cred că este baza totuși, de acolo pornesc toate. Cum se spune, de când ne știm noi de mici, 7 ani de acasă, care îi porți în lume, nu? Cred că educația e foarte importantă. Foarte mult, foarte mult, pentru că asta constă viitorul la copiii mei. Atât cât timpul ne dispune, dar s-ar fi dorit și mai mult, dar din păcate nu tot timpul dispunem. Dar vrem mai mult, da, desigur, vrem o societate educată. Очень важно, потому что это как бы воспитание и учеба, она для будущего это открывает много возможностей. Am 3 copii, acord multă educație. Mă stărui întotdeauna cu ei împreună. Realizăm toate sarcinile care le-au. Foarte mult, că e cel mai important lucru în familie. Câți bani permiteți să alocați din bugetul familiei pentru educarea copiilor? Nu, minim 5-6 mii de lei. Știți, bugetul familiei cu salariile noastre nici nu ne permite mult să alocăm. Din păcate, prețurile care au crescut așa de tare nu ne permite nici serviciile comunale să ne plătim. La mine este primordial. Nu pot să dau suma, dar e primordial. Eu investesc, renunț la multe lucruri personale, la odihnă, dar investesc anume pentru ei ca să fie bine, ca ei să învețe, fiindcă ei sunt viitorul țării. Мне кажется, что сейчас это очень дорого, но это стоит того. Pentru fiecare sunt 2 școlari, unul la grădiniță, pentru fiecare cam vreo 3.000 de lei pentru anul școlar. Da, adică lunar mai procurăm cât ceva, mai fiecare lună necesită. Cât mai mult, cu atât mai bine totuși. Cred că asta e, că roadele se culeg după. Mulți, dar nu ne avem. Oricât ar fi nevoie, cât mai mult posibil. Cu plăcere și cu suflet. Spuneți, vă rog, ce așteptări aveți de la stat în domeniul educației? Puțin. Puțin. Se investește foarte puțin, din punctul meu de vedere, în țara noastră pentru educație. Cu părere de rău. Rolul profesorului să fie ridicat la justă valoare. Așteptăm mai multe investiții în acest domeniu. Cred că, în primul rând, ar putea să înceapă cu salariile profesorilor. Și, nu știu, mai multe activități pentru copii, nu doar multă teorie, mai mult chiar și practică. Așteptări mari, fiindcă sunt tineri, cei care muncesc acum la guvernare, care sunt și eu am așteptări mari, fiindcă sunt tineri. От государства главное, чтобы в школе была дисциплина, как бы дети друг друга не обижали, уважали. Многое от учителей тоже зависит. Nimic. Numai cât la școală să le dă educație, dar și să dea niște bani la copii, la asta, nu. De acum știți, nu prea mari așteptări. Statul nu prea oferă mari așteptări, atât cât mulțumim că mai sunt universități care unde copiii mai învață la buget. Deci, de la stat aș vrea să aibă, să pregătească specialiști buni, deschiși la minte, ca să le ofere copiilor, nu știu, ceva, un exemplu de a fi, nu știu, chestii din asta. Adică să nu o strice copiii, măcar să nu strice copiii. Bookfest a revenit la Chișinău cu o colecție impresionantă de peste 30.000 de titluri de carte. Salonul Internațional de Carte este deschis pentru public până astăzi, 3 septembrie, iar intrarea este liberă. Mediacor și-a deschis ușile azi dimineață pentru toți iubitorii de lectură. Mulți oameni au venit aici pentru a-și face rezerve de cărți, întrucât spune ei că lectura este foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Timp de 5 zile, vizitatorii Bookfest vor avea ocazia să participe la lansări de carte, dezbateri literare, ateliere și întâlniri cu personalități culturale de pe ambele maluri ale Prutului și să cumpere cele mai noi cărți la prețuri promoționale. Am devenit pasionat chiar vara asta. Am citit deja vreo 10 cărți și abia aștept să descoper mai multe. Mă gândesc că e tare important, pot să descoper mai multe edituri, pot să văd ce oferă fiecare și
Mă bucur că se organizează așa un eveniment pentru a cultiva lectura, în Republica Moldova. În copilăria noastră așa stăteau lucrurile, aveam mai puține gadgeturi și citesc cu regularitate. Duc statistica asta, deci până acum am citit 1500 de cărți de care sunt conștient, poate am mai citit vreo 100 când eram micuț, dar pe alea nu le mai țin minte titlurile. Deci cam 50 de cărți pe an, asta este media mea. Scriitori moldoveni sau de peste hotare? Da, și moldoveni, păi sigur că sunt curios și se întâmplă pe acest domeniu. Mi-a plăcut tot timpul să citesc din fragedă copilărie. Cu toate că în copilărie nu aveam nici electricitate, la lampă de gaz, puneam plapuma în cap și citeam până dimineața, până ce nu terminam romanul, nu mă plăcam. Dacă intru într-o librărie, neapărat trebuie să cumpăr o carte sau dacă dispun de bani și mai mulți, mai multe cărți. Îmi place să citesc diferit, și documentar, și istorie, și poezie, și romane. Acum a venit târgul de carte, avem libertatea de a citi literatură autentică, literatură bună, dar s-a schimbat între timp epoca. În epoca noastră se citește puțin, citesc mai mult specialiștii. Am urmărit editurile și editurile care eu știu că au publicat carte bună în domeniul istoriei, am venit repejor să mă uit să văd ce au adus. La salonul de carte sunt prezente edituri cunoscute din România și din Republica Moldova cu cărți exclusiv în limba română. Cartea necesită o altfel de promovare, nu doar să o pui pe raft. Este important pentru noi să comunicăm cu cititorii, să le povestim dedesubturile apariției unei cărți, să le spunem câte ceva despre autor, să încercăm să-i convingem că lectura are o multitudine de beneficii. Mi se pare că literatura română și cartea în limba română e în creștere în Republica Moldova. Bineînțeles, e o deschidere foarte bună. Ar trebui un spațiu mult mai mare, cred, din ce am discutat și cu colegii mei, vine deja multă lume și da, dacă ar fi un spațiu expozițional mai mare, am putea veni cu mai multă carte. Popularizarea cărții, cartea din păcate nu mai este la modă, dar oricum rămâne o mare descoperire a omenirii și va rămâne. Deci noi suntem cei care facem cartea, ne străduim. Lectura este cheia succesului unui om, sunt de părere scriitorii pe care i-am întâlnit la Bookfest. Noi scriitorii, de noi ne citim mult mai mult decât ne citesc cititorii, cred, pentru că asta înseamnă un scriitor profesionist, asta înseamnă dedicat scrisului. Ce scriu alți colegi, să vadă și ei ce scrii tu, asta e lectură reciprocă. Și acest târg vine cumva să promoveze ceea ce dumneavoastră scrieți. Evident, dacă eu am interes să-mi promovez cărțile mele, ideile mele, scrisul meu. Cred că astfel de evenimente sunt mai mult decât pur și simplu evenimente de vânzare de carte, pentru că miza este în primul rând de a veni și de a spune noi existăm, nu uitați de noi. Evenimentul este organizat sub înaltul patronaj al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și al președintelui României, Klaus Iohannis, și este susținut financiar de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Integrarea europeană ne va ajuta să fim în lumea civilizată. Fostul arhitect șef din Bălți, Vasile Romanciuc, spune că cetățenii au trecut prin momente de dezamăgire, dar și momente pline de speranță, prin perioade de incertitudine, dar și de încredere. Istoria țării noastre este una a rezistenței, spune Vasile Romanciuc. În cadrul rubricii La firul ierbii, jurnalista Valentina Ursu discută despre integrarea europeană, despre interesele Rusiei și de ce limba română nu este la ea acasă în municipiul Bălți. Vasile Romanciuc are 75 de ani, a lucrat în domeniul administrației publice locale din Bălți. Guvernările care s-au perindat au lăsat Moldova pe loc. Nu am avansat în niciun domeniu, spune că țara prinde contur abia acum, când se aliniază țărilor Uniunii Europene. Am trăit o viață foarte minunată. Am văzut foarte multe schimbări în țara noastră, schimbări de un masштаб internațional, când a dispărut și Uniunea Sovietică, când a devenit statul Republica Moldova, stat independent, care s-a dezvoltat. Cum mulți n-ar judeca
că cu multe critici la pământenii noștri cu mare părere de rău, nu le place niciun președinte, niciun guvern, niciun administrare publică locală, dar cum, contra tuturor acestor suspiciuni, țara se dezvoltă și fiecare an se face în fiecare orășel mai frumușel, mai interesant. În fața este un drum cu provocări. Autoritățile sunt conștiente de eforturile pe care trebuie să le facă în continuare ca să devenim o țară puternică. Nu ne amăgim cu așteptări false, crede Vasile Romanciuc. Schimbarea pe care trebuie să o facă acum autoritățile este să implementeze reforme pentru ca limba română să fie vorbită în orice colț din Republică. Noi am fost ajuns într-un timp, eram 60-40, 40% ruși, 60% cei care știau limba moldovenească și vorbeau moldovenească. Cu mare părere de rău, nu văd nicio îmbunătățire acestei situații. Geneticii nu doresc. Așa direct să vă spun. Ai noștri i-a luat, cum se zice, apa și îi duce în curentul acesta rusofon. Cu mare părere de rău, dar sunt acum pleada nouă de copii care nici nu atrag atenție la limba rusă și ei au să întemeieze și în orașul Băl, și în toată Republica. Pentru prima dată în ultimele trei decenii, cetățenii trăiesc nu doar speranța unui viitor mai bun, dar simt încrederea că acum au șansa și datoria de a duce Moldova în Uniunea Europeană. Eu așa socot că la momentul actual statul nostru merge cea mai bună direcție. Direcție de a intra în Europa, de a fi țară europeană și asta este viitorul nostru, asta este cel mai mare dorință a poporului. Cei care judecă corect înțeleg că cea mai bună paza pentru Moldova este unirea cu România, cea mai mare apărare este unirea cu România. Eu nu știu, dar spune că eu chiar am fost de primul pas unionist, dar reieșind din situația de astăzi, de război, de vecinătate, asta e unica apărare a noastră. Rusia a folosit dintotdeauna mijloace economice pentru a-și impune supremația politică asupra altor state. Așa a fost și în cazul Moldovei. Rusia nu a dorit Republicii Moldova niciodată nimic bun. Dacă răsfăim foile istorice, vedem de câte ori am fost. Tot spun că dacă rușii ne-au făcut uzine, eu am lucrat la uzina, așa zis Lenin, 18 ani, director adjunct. Și eu știu ce doreau rușii de la noi. Nu ei ne-au adus uzina, ei ne-au luat forța de muncă folosită, neplătită și în toate celelalte întreprinderi, în toate celelalte ramuri industriei, ei ne-au folosit. Atât pentru astăzi, vă doresc un sfârșit de săptămână reușit. Rămâneți cu Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Toate bune!